Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism. Shalom, dragii mei călători, și bun venit la Betleem! Ne aflăm astăzi în Casa Pâinii, așa cum mai este numit acest oraș de care se leagă întreaga noastră istorie. Betleemul este primul punct de pe pământ pe care îl atinge Domnul Iisus venind în lume. Betleemul este orașul cel mai cântat și mai iubit de toți creștinii și este locul care atrage mereu, pentru că cei ce se numesc creștini doresc să-și plece fruntea și genunchiul în fața ieslei din Betleem. Așadar, bun venit la Betleem tuturor celor care continuă șirul de pelerini care a fost început de păstori și de magi. Bun venit la Betleem tuturor celor triști pe care Iisus, pruncul născut în iesle, îi va înviora cu zâmbetul său. Bun venit la Betleem, locul în care toate au primit semnificație în acea primă noapte când s-a născut Iisus. Un alt loc important se află chiar în apropierea Betleemului, acolo unde niște păstori, oameni simpli ce își păzeau turmele de oi în noapte, aveau să devină primii vestitori, aici jos pe pământ, ai nașterii unui rege de mult așteptat, un rege și un mântuitor, care este Hristos Domnul. Mergem și noi într-acolo pentru că dorim să înțelegem mai bine ce au văzut și au simțit aceștia. Sunt pește care sunt original, erau inițial, erau pentru folosința al pastorii și ciobanii venind cu turmele. Câmpul pastorilor este după creastă. Dacă Betlehem este sus, câmpul pastorilor este mai de jos, către Marea Moartă. Așa că ploile sunt mai puține decât ce este aici, dar totuși câteodată plouă. Și când plouă și că sunt nopțile foarte rece, la deșertul Iudeea este la toamnă și la iarnă și la primăvară. Sunt diferențe foarte mari între temperatura nopții și temperatura ziului. Ai nevoie de loc unde poți să ții turma, să te ferești de ploi tare când nimerește, dar și să poți să le încălzești. Fiecare încălzire, ce înseamnă? Că ai nevoie de mai puțină mâncare, mai puțin deficitul caloric, îl micșorezi și în felul ăsta te agiți ca un pastor, te agiți să le aduci la apă, te agiți să le aduci la hran, pustiul ăsta, dar câștigi mai mult lan, mai mult lapte. Vizita în Israel și la Betleem este întotdeauna cu un impact deosebit în inimile pelerinilor. Avem și noi astăzi câteva din aceste mărturii pe care vă invit să le ascultăm. Am venit în vacanța asta, oarecum fără să-mi fi făcut așteptări, să fi avut așteptări într-un fel sau altul. Și vreau să vă spun că sunt două lucruri care m-au impresionat, să zic așa. Și primul a fost că am avut ocazia să-mi imaginez cum Iisus, acum 2000 de ani, împreună cu ucenicii, urcau și coborau pe dealurile astea, sterpe. E foarte mult deșert aici și îmi imaginam lucrul ăsta și mi-a dat oarecum o imagine cum se pot apropia oamenii în condițiile alea. Și cred că în cei 3 ani ai Domnului pe pământ cu ucenicii s-a creat o apropiere deosebită între ei. Și un alt lucru care m-a impresionat e neamul ăsta de oameni care, exact cum are somonul ca o busolă. Somonul urcă pe râulețe în sus din ocean, își depune ouăle și puii care ies de acolo știu să se întoarcă înapoi. Și mă gândesc la oamenii ăștia care după 2000 de ani s-au întors înapoi și foarte mulți au trăit în locuri cum e România, cu verdeață, cu 4 anotimpuri, cu o climă blânduță. Și au venit aici și au transformat deșertul ăsta într-o oază. Am văzut în noaptea când am venit de la aeroport o pictură murală, era un porumbel cu o ramură de măslin în cioc și cu o vestă antiglonț pe ea.
și mă gândesc la oamenii ăștia care trăiesc cu realitatea războiului în fiecare zi. Am fost încurajat să mai mult acum să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Sunt Badea Dobrița și sunt în vizită în Israel. M-am gândit mult la excursia asta și chiar sunt impresionată de tot ce am văzut aici. Mare lucru să ajungi aici și să umbli pe urmele Domnului Iisus, să vezi cum a trăit El, cum a venit pe lume, în ce locuri și în pătuțul lui de piatră, nu în confortul nostru, și pe urmele lui, să mergi pe urmele lui, e mare lucru și totul este chiar foarte impresionant. Numele meu este Pavel Chițoiu și am venit în Israel pentru prima dată. M-am bucurat să pot să văd pe unde a umblat Mântuitorul meu și am venit la Betlehem. Betlehem, unde s-a născut Domnul Iisus, la Biserica Nașterea Domnului, unde am văzut în ce locuri umile s-a născut Domnul meu. Și ce m-a impresionat cel mai mult a fost că am văzut toată zona în care Domnul Iisus a copilărit și, cel mai important, și-a făcut cei 3 ani ai lui de lucrare. De când a fost botezat de la Iordan și până când a fost răstignit pe dealul de la Golgota, pe dealul Căpăținei. Un spațiu pe care l-a pășit pe jos, l-a mers fiecare centimetru în parte, în zăduful zilei, căldură mare, plin de praf. Pentru ce? Pentru ca să vestească mântuirea, harul care ne l-a dat Dumnezeu să putem fi mântuit. Ceea ce trebuie să facem noi este doar atât. Să credem în Domnul Iisus, să credem în jertfa sa, să credem că a fost Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Asta m-a cercetat cel mai mult, să văd locurile prin care a trecut El și parcă m-a făcut să văd că nu ne putem juca cu mântuirea noastră. Pe Domnul Iisus, pe Dumnezeu, l-a costat mult, foarte mult. Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era drăgător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iezle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Ce bucurie mare, și astăzi să fie la voi.
găsesc la Iisus leac, căci sângele lui spală din veac în veac în veac. Domnul e aici, ce bucurie mare, și astăzi să fie la voastră sărbătoare. Cântați, cântați, cântați și vă rugați, cântați, cântați, cântați și vă rugați, cântați, cântați, cântați și vă rugați, cântați, cântați, cântați și vă rugați. De vrei și tu vei sta, căci ți-au pașii în el lui să-și ia viața sa. Domnul e aici, ce bucurie mare, și astăzi să fie la voastră sărbătoare. Cântați, cântați, cântați și vă rugați, cântați, cântați, cântați și vă rugați, cântați, cântați, cântați și vă rugați. Așadar, Vechiul Testament identifică Betleemul ca orașul în care regele David s-a născut. Biblia îl numește de asemenea Betleemul lui Iuda în cartea 1 Samuel, capitolul 17, și cetatea lui David în Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 4. Betleem este locul în care Dumnezeu a hotărât să-i ofere un cămin fiului său venit în lume, Iisus Hristos. Pentru că este așezat în Galileea, provincie socotită mărginașă, iudeii se îndoiau că din Nazaret ar putea să iasă vreodată ceva bun. Iar Betleemul, deși aflat în Iudeea, nu departe de Ierusalim, părea și el un loc umil și uitat de lume, locuit de păstori săraci și cu duhul, dar mai ales cu punga. Iată că, urmând nu socotelii oamenilor, ci înțelepciunii Duhului care a vorbit prin proroci, Mesia, Hristosul lui Dumnezeu, avea să-și tragă obârșia din Nazaret și să se nască în Betleem, arătând odată mai mult că Dumnezeu alege adeseori să se folosească de oameni și locuri pe care lumea nu pune mare preț. De altfel, nu zice oare și prorocul Mica: și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mică între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Aici, pe paie curate și sub suflarea caldă a vitelor, s-a născut Dumnezeu cu scâncet de prunc omenesc. Aici, mirați în umila lor simplitate, au fost anunțați păstorii prin înger că s-a născut Mântuitorul lumii. Aici, călăuziți de stea, au venit și s-au închinat magii de la răsărit, aducându-și darurile lor de aur, smirnă și tămâie, ca pe un prinos adus adevărului întrupat. Dar niciodată nu m-am imaginat o astfel de naștere în contextul de aici. Eu mi-am imaginat naștere într-un context de la Jina, cu verdeață multă, oi multe, stori românești. Cel mai pesimist caz mă gândeam la zona Vulturilor. Iată că vedem locurile în care cerul s-a umit cu pământul. Și nu e foarte important locul. Și este cel mai important eveniment. Fiul lui Dumnezeu s-a coborât pe pământul nostru și a luat un chip de om, s-a născut într-un loc sărat, ne spune Scriptura, părăsit, neprimit de oameni, dar a venit să aducă mântuire. Și în procesul acesta ne-a inclus și pe noi.
Nu știu câți dintre dumneavoastră ați cântat cântarea nașterii în miez de vară. Noi suntem obișnuiți iarăși în contextul românesc să fie frig afară, să țineți urechile și atunci să cânti colezi. Iată că am putut să o facem și la 38 de grade. Nu e importantă nici temperatura, ci este importantă venit. A venit Iisus în lumea noastră pentru noi. Și important este să fim purtători de Iisus. Nu vă temeți că vă aduc o veste bună care are să fie o mare bucurie pentru tot norocul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Amin. Dată cu îngerul s-a unit o mare mulțime de oaspeți cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând: Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Spuneam că Betleemul este orașul cel mai cântat și mai iubit de toți creștinii și este locul care atrage mereu, pentru că cei ce se numesc creștini doresc să-și plece fruntea și genunchiul în fața ieslei din Betleem. Betleemul e orașul suferințelor Mariei și ale lui Iosif, dar și al bucuriei lor că în casa lor intra firav și gingaș chiar Fiul lui Dumnezeu. La final de emisiune, un gând pentru voi toți ascultătorii și pelerinii prin Țara Sfântă din partea managerului agenției Oxentia Turism, domnul Mihail Manole. Pentru noi, Radio Voce Evangheliei Sibiu a fost un partener de nădejde pentru întreg anul 2017. Suntem impresionați de impactul pe care îl are misiunea Călător în Țara Sfântă și efectele misiunii sunt vizibile. Apreciem echipa RVE din Sibiu, dedicarea și profesionalismul de care a dat dovadă. Mulțumim tuturor ascultătorilor care și-au făcut timp pentru ca acest proiect să fie auzit și promovat, astfel încât măreața lucrare să fie tot mai cunoscută și Țara Sfântă, Israelul, să fie tot mai cunoscut. De asemenea, apreciem și le mulțumim tuturor pelerinilor din Sibiu și regiunea Sibiului, care au făcut parte din vizitatorii Israelului, care au rămas cu amintiri unice în viață. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru ajutorul de până aici. Am fost sprijiniți, binecuvântați cu oameni speciali, colaboratori profesioniști, cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului Iisus. Noi, cei de la Oxentia Turism, vă dorim cele mai calde urări și cele mai profunde binecuvântări, fie ca Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care s-a născut în Betleem, să vă dea adevărata bucurie și împlinire. În încheiere, nu îmi rămâne decât să vă invit pe toți la Betleem, locul în care cerul cu pământul s-a unit în cânt pentru Mesia, Mântuitorul născut în loc umil. La Betleem, acolo unde îngerul a adus o veste care este și azi o mare bucurie pentru tot norodul. Sunt Lucia Machidon, realizatoarea acestei emisiuni și din Israel, tuturor vă spun încă o dată, Shalom! Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism.